Nu vede și pune mâna pe acolo, du-te, dezinfectează-te, că nu vine la sugătoare aici să pui mâna pe alea să mă infectez. Eu nu știu de pe unde vii. Eu nu știu de pe unde vii. Sunt matinal, eu la ora 8 din casă. Bine, dar mie, când îmi vii de afară, mie îmi bagi mâna în apă și cu spirit sanitar și cu din alea. Nu merge cu mine cu din astea. Alo, să ne înțelegem. Nărzon, am fost, știu. Plec că-ți depăși de limita timpului. După cum vedeți, apele clocotesc ca săracii. Ne-au încă o dată țiții. Ce mi s-o făcut tu? Când mergem să vedem verificarea mieilor? Nu împreunarea, verificarea mieilor. Unde? La mine sau... Păi stai să zic, tu ai zis pe un... Auziți, fiți atenți numai, zic. Că anul ăsta vei mânca ied. Așa. Și miel. Așa. Dar miel nu te las eu, pentru că miel îți dau eu. Cât trebuie, nu una, cât trebuie. Aia e una, doi, ți-am găsit ied franțuzesc. Mă, deja, eu v-am zis că tine mă ascultă clipurile și mă aude că eu încerc să vorbesc franceza. Și le încurc, le patitu planetă și din ele, pur jurdui purca și dacă mânc, franțuzesc, înțeles, deja eu altcumva, să auzăm. Deci la domnul primar în Teaca avem și oi franțuzești. Auzi și tu, capre franțuzești. Are, cum am zis, blana aurifată. Are. Are. Oile deja, o parte le muge și o parte acum le-au încercat pentru a să, cum să zicem, oare, în termen popular la noi se zice mârlit. Mârlit oare? Adică, bine. Da, adică să le frece, să se frece. Nu. Sex, face sex oaia cu berbecul. Cu berbecul, pe nuanță, bine. Și prin septembrie deja avem iar miei, iar o să avem... Tocană de miel. Tocană de miel, iar o să avem brânză telemar. Poți să fac și în septembrie, drob? Da, mă. Auzi tu, mâncați. E vorba de 200 și ceva care îi să montează, termenul legal. Da, montează. Da, sex, montă. Montă. Montă, Mont Blanc, l-a montat. Așa că merem, o să mergem când o să mergem, că omul ne-a invitat la degustări de vinuri. Podgorie. Deci acolo trebuie și brânzeturi, că vinul nu merge fără brânză, să-i dai tentă. Da. Înțelegi? Bă, vedeți că eu mă pricep? Okay. Domnilor, după cum vedeți, Tinu, e băiat. E băiat. Bine a început să mă înjure. Iară. Îți gramă de... Păi lasă-te înjure, dar ce are cineva cu... Iară merg la tine să cerșești. Păi, dar, no. Dar cine a zis că merg să cerșești? Nu. No. Auziți, mă? Problema. Ăștia care, lista neagră, care au pretin, că normal orice om are acolo, pretin. Face pretin, da. Meaning. Pretin, e adevărat. Da, eu deja limbez numai când mă uit pe... Eu deja limbez numai când mă uit aici. Înțelegeți? Ei, pretinii, nu-și dau cadouri unul la altul. Poftim. Păi ei nu știu cât e să întâmplă aici între noi. Că dacă ar ști, iar ar înjura. Că doar ăștia așa fac. Înjură, zice, ai, dar te înjură și când nu ai. Deci, poți să-mi dai... O sumă de un miliard ca să fac un clip? Da. Auziți, deci tinule, fii atent că eu le-am promis. Deci bă, vă fac un clip cu miliard de lei. No. Și mai pui un miliard de la mine să fie două. Fiți atenți aici, urmează clipul. Bun, tinule, hai să vedem ce-i pe dincolo. Bă, oameni, mă, auziți aici. Păi, eu când zic că fac, fac. Colectare, colesterol, ouăle, cum stați? Bun, vine Paștele, vă spun, ouăle, numărați banii. E în regulă. Cum o cheamă? Cum o cheamă? Cam uitat. Nu, pe Erzi. Erzi! Da? Seru, nu, pe tine, pe Erzi aia altă. Tu ești cu alile, aia cu merile.
Nicoleta! Nicoleta! Eccolo. Ma era la Nicoletta. Asta e limba de leu, nu, e panseluță. Domnilor, mergem la Nicoleta, înțelegeți, ca să vedem dacă are gata pregătit pentru sarmale, pentru... Deci pentru să... E bună varza? Un kilogram, foarte bună. Ai gustulit-o? E bună? Da, foarte bună sunt. Da? Nu trebuie mie acum că am mâncat gumă de mestecat mentolată și... Varza la Cluj. Da, uite pe doamna Maria ce frumos. Varza la Cluj. Da. Data trecută o întreba că unde... Da, păi Maria, când își ia țița în o drag, te transpiră între picioare. Tu-te! Tă-tă-tă-tă, e brumată. No. Uite, pentru asta am să cumpăr. Auzi, e voie să mânc fasole frecată? Nu-i voie. Tu au zis că e din ăsta pentru... Nu-i voie, chiar tu să-ți cumpăr de aia din Tanganyika sau de unde. Da? Ni, și ceapă roșie ce faină are. Asta e ea dulce, bun. Cu nuca cum stai? Tot amară? Nu e amară, eu nu am. Faptele, vă rog. Ia un măruț din ăsta. Serviți, vă rog, pe domnul Tinu, nu-l serviți. Ia, Tinu. Așa. Îți dau de ăsta țiții. Mafia, mafia. Mă primiți aici la Macriș, că avem când începe stăierea la mie, domnul Tinu. Auzi, Sărăș. O să vedeți. Ai zis că faci nu știu ce zuă, nu? No. Da, te chemăm. Facem o surpriză, nu se spune e? Încă. Pe nici eu să nu știu când. Păi ți-i spun, dar particular, că acum ne văd clienții. Promis că vii, promis că vii. Da. Tinu. Și pe Tinu vine. Și pe el îl ducem. Facem ceva la ceaun acolo, tăiem un miel, un bătăcuț. No. Gata. Sătură la butoi. S-a rezolvat. Da, te ții de cuvânt. Da. Ai promis, așa-i? Da, viitorul țării. Viitorul României. N-avem ce face, că rău cu greu. Cu ce să... Nu, cum-s merele? Nu mâncă unul cu dinți, cum mânc eu așa, mă. Da. Cel mai simpatic. Bun, am înțeles atunci. Facem o surpriză. La copii și la toată lumea. Ceva drăguț, așa. Ok. Vă prezentați acolo, sunteți invitați. Data rămâne stabilită. Bun. Cum să nu? Invitat de onoare, așa, domn. Dar trebuie că vii să te fac și pe tine una învârtită pe sumână. O ducem și pe doamna Maria, dacă vrea să vină. Samoră, de te joc un joc de nu-ți vine să te măriți de vreo 3 ori. Da, cum să nu? Nu m-am gătit în urmă. Păi da, în orice caz. Hai să merem, Tinule. La revedere, să aveți ciao. Frumoasă. Bă, ieși și la doamna din urmări, din partea casei. No. Pa. Now. Nu-mi dai un leu. De ce eu mai repede? Nu. Da? Să rămână, doamnă. Aș face ceva. Am găsit un talent. Un păstor. Opriți hârtia, o nouă timp. Ce ai face? Ai face ceva? Ce? Păi am să spui că ce? O pic de sexuală de-aia. Mai ai pătrunjei, mai ai pătrunjei. Am. Hai să
am, dar nu vând, nu mă dau un împrumut. Cu mătreață acolo. Nu e cu mătreață. Da? E barberita. Nu este mătreață la țigăni. N-are nici pătrușe, nici mătreață. Ochelit. Doamne, dar om cosu vinge și pâine, să rămână, poftă bună. Vinge și pâine. Da? Nu, poftă bună să aveți. Auzi, mătinule, că om cosu vinge și ptita. Poftă bună la lapte, domnul. Patroneasa asta care tot își trage chipiul în jos și zice oamenii, mă, dar ce rușinoasă e! Mephisto! Dar au fost cu mine la școală. Am văzut. Totul ambalăm. Bine să filmează? Ai numai un pic. N-a zile, n-am fost colegi de clasă la școală. Da, la liceul 6. Am învățat bine. Știi cu cine, pe cine nu l-am văzut, mă? Pe Nani. Nani s-a mutat în Florești, așa-i? Nu, Nani stă, e deportat. L-a deportat. Auzi, Nani a fost acum de 1 martie cu Ghiocei. A fost. Dar Nani nu a fost cu noi la școală, l-au fost la școală ajutătoare. Bine, dar optica după aia, optica, că și, cu Maria, cu Nergheș, a fost cu, Țutaru, cu Paul era al lui Richitoi. Dar noi am fost și într-o clasă. N-a fost. Nu. Nu. Eram în, tu erai în B, la, eu am fost la Lascu. Eu la... la... Todierici. Nu la Todierici am fost eu. Aia vreau să zic, că la Todierici era Dorin. El era A, eu B. Și tu ai fost cu un an, tu ești 2 ani mai mic. Tu ești 63. Eu 63. Exact, eu 61, tu la aia-laltă. Tu la aia-laltă. Și la mine... Dar ai rămas și tu repetent? Nu, nu Dorin nu rămas. Ce faine vremuri au fost atunci să vor eu dacă nu. Am uitat cum o teamă profesora unde am fost eu în casă. Nu mai știu, dar era acasă mai... Ana Maria, dar nu mai știu cum. Baște mari? Da, serios. Băi, oameni, m-am întâlnit și cu colegi de la școală. Înțelegeți? Numai cu bicicleta umblă. Serios. Da. Acum cred că și-o lăsat-o pe undeva, dar pedalează de rupe. Păi, tinule, bă. Așa, pe toțul în mână. Poate nu are jos. Nu mere. Dacă bate vreo. Nu? Dacă bate vreo. Da, mi-e fer. Bă, o câștigat, bă, iară la pariul, bă. Era, nu ne sună. Vezi de treabă, o câștigat la pariuri, fii atent aici. Omor s-a făcut chef cu aia din Florești, care o trupă în Florești. Am aia-s buni. E mai bun nersă mondial. Să aia din Florești.
O lua bere, whisky. O plecat, dar nu în Florești, o plecat de la sus, pe la Băișoara, pe acolo. De vineri până luni dimineața. O tăia porci, o mâncat, o băut. E bolnav peștele. Poate bea și mânca. N-auzi pește. Asta-l dă-i pace. Nu-l deranjă. Nu. Păi, luna viitoare, când începe sezonul. Începe mai pe sus. Noi am vrea tot timp, pentru jabele plin de bază. Nemulțumitului să ia darul. Din ce vrea, din ce are, de-aia vrea să aibă mai mult. Nesătul? Da, și când îți pune mie în față jnițele și sarmale, nu m-aș mai duce de lângă ele. Vezi, poate să-mi pregătesc la urmă. O, cât e vrei. Cât e-mi trebuie? Nu, păi cât e... Cam... Sutile? Păi cât ce-ți face găina pe zi? Așa? Cam 15. 15 ouă? O găină? Nu, găină, găină. Trebuie să înceapă și ăla aia. Da? Am crezut că 15 ouă îți face o găină. Păi înseamnă că altfel o să vedem lumea. Mâncava-ș Dumnezeu, nu mă mai duc fără încărcături la cameră cât trăiesc. Mi s-a gătat bateria. Să vedem ce ne-a dat Tinu. Vacile, oile, alutinu. Avem lapte, mămăligă cu lapte. Avem lapte, tăiței cu lapte, jântuială la mâncare de salată, vă dați seama și auziți, fiți atenți. Am vorbit cu tinul și mi-a promis că de Paști smântână, că de Paști smântână, că știe că eu mănc un borcan din ăsta. La o mămăligă. Caș de oaie. Nu, telemea. Telemea de oaie și telemea de vacă. Ia uitați, mâncava și Dumnezeu. De Paști o să facă din reducere încă o reducere. Înțelegeți? Încă o reducere din partea mea. La tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă, dar ce e aici, mâncata și Dumnezeu? Cărnat proaspăt. Ioi, cărnat proaspăt. Ioi. Din asta știți ce fac? Ioi, kids. Kids, ioi, Maioș, am fost la coldușărit. Valoare, știe tata Nelson are? Valoare, eu le-am gustat astea înăuntru, nu mai trebuie să le gust aici. Vă țup, mă. Și nu uitați, Piața Ion Meșter, magazinul Adina Rus. Cele mai bune alimente, prețuri extravagant de bune. Pentru tă, săracu, Doamne ajută.
Ne continuăm programul, după aceea le punem ele pe spache, țiții, la frigider. Înțelegeți? Așa cât de cât, nu din abundență, că vedeți voi cum stă treaba. Din abundență, domnilor, eu fac Liana spaghete cu creveți. Ia uitați aici, prietenilor, și eu vă spun în continuare, domne de la toată lumea, sunt ca la mine. Sunt din aia mai grei. N-am eu treabă. Eu mă bag cu ăștia din seama mea. De pamu vă zic sărbători fericite. Paște luminat. Nu întunecat. Înțelegeți, băi, cum stă treaba? M-am spălat pe mâini. Eu vă fac un bac cu mâncăruri răsărite. Înțelegeți? Un bac. Ha! Bună! Eu curățat, Liana, bine. Creveți. Eu curățat. Ia-i bunies. Am fost astăzi, m-am plimbat puțin prin cartier. Prin oraș. Nu m-am dus, că așa de nervos și așa ciuda am. Măi, oameni, mă, cu parcările astea, domnie, fer și apără. Este o singură parcare în centru. Înțelegeți? Este o singură parcare. În centru. Și nervant că trebuie să stai la rând. Și când intri cu mașina, s-a văzut. Și când ieși. Când ieși trebuie să stai la rând să plătești biletul. Mă, așa ceva n-ai văzut. Așa ceva de necrezut.
La noi totul e înghesuit. O să mă duc și în Florești să filmez. Între blocuri. Să vedeți, mă, cum au construit aia blocurile. Că tu din blocul vecin ieziți la la aruncăm o țigară, poc, să aruncă în balconul ăla. Deci stai așa pe geam la bucătărie, îl vezi pe ăla ce mâncă la masă. Tu dai seama? Ce hoț criminal. Doamne ajută. Pe mă, Ceaușescu, mă, când au făcut, mă, blocurile, uite și aici, mă, vedeți? Unde-s garajele? Aici era spațiu de joacă, mă. Cu băncuță, cu hintă, cu din alea. Și uite, mă, eu am dus pe ăștia cu garajele din, la nu știu câte 7 blocuri. Înțelegeți voi? Spaga. Era funarul atunci. Șpăjile. Am zis că nu mai am treabă cu ei, dar m-am amețit. Vățuc. O zi bună să aveți. Neau!